Acum am dat rec. Acum ai dat rec. N-am pus. Ai pus de pus tot zonă. Domnule primar, stimate doamne, stimați domni, vreau să vă spun că trăiesc un moment de satisfacție deosebit astăzi. Nu doar pentru că inaugurăm o școală, ci vreau să vă spun un pic o istorie. În anul 2009 am devenit senator de Dâmbovița. Tuturor miniștrilor care au făcut parte din guvernul Boc, la fiecare 3 luni de zile le-am adresat o interpelare. Le spuneam despre grădinița de la Fântânele, despre școala de la Fântânele, despre faptul că aici se învață în 3 schimburi, ceea ce era unicat în România, despre foarte multe lucruri care țineau de această comunitate locală. Din păcate, pentru oamenii de aici, cei din Partidul Democrat Liberal de atunci, mi-au spus tot timpul că nu există soluții financiare, că vor vedea că anul viitor, iată că am ajuns în anul 2015, anul trecut am avut ocazia să introducem pe Programul Național de Dezvoltare Locală 40 de școli și grădinițe din județ. Am inaugurat câteva deja. Până la sfârșitul anului toate vor fi finalizate. Iar faptul că astăzi am reușit să fac eu ceea ce n-au făcut alții cerându-le ani de zile este un lucru cu totul special pentru mine și arată că mi-am urmărit constant anumite obiective de program în acest județ. Al doilea motiv de satisfacție vine din faptul că am realizat o investiție într-o comunitate numeroasă de romi. Vasile Moise nu este întâmplător astăzi aici, este șeful Partidei Romilor, este consilier județean, face parte din majoritatea care îmi susține proiectele la Consiliul Județean și odată la 2 luni de zile ne vedem și punctăm unde am mai rezolvat lucruri care țin de comunitățile de rom. Pentru că și eu vă spun astăzi, educația e singura soluție pentru toată lumea, pentru a fi mai bine tuturor și dacă faci școală, grădiniță, bază sportivă, cum inaugurăm astăzi, într-o comunitate cu populație romă numeroasă, faci pași importanți pentru integrarea în civilizația europeană acestei etnii. Al treilea lucru care vreau să vi-l spun, a făcut referire aici domnul inspector la școală. Vreau să vă anunț că avem pe școală repartizat 1 miliard anul acesta. Procedura de achiziție publică se finalizează, mi-a spus domnul primar, în următoarele zile. Eu îl asigur că la rectificarea bugetară din octombrie voi da toți banii și pentru școala din satul Fântânele, să avem cu totul satisfacția că m-am mai ținut încă o dată de cuvânt. Urez un an școlar bun tuturor, profesori, elevi sau părinți, că anul școlar bun vine din munca conjugată a tuturor și vă asigur că voi fi în continuare alături de Comuna Cojasca și de rezolvarea problemelor de aici. Să fie într-un ceas. Să fie într-un ceas bun, da? Gata. Vă fac un scurt istoric. La o parte de acolo. La o parte, am zis. Ala!